Salutare! Bine ați revenit pe canal! Astăzi vreau să discutăm despre un raport despre performanța rețelei pe Solana. Dacă vă place acest tip de content, puteți da și un like, chiar și un subscribe, pentru voi este gratis, dar pe mine mă ajută foarte mult. Cei care poate nu ați uitat sau nu mai știți, Solana a experimentat în ultimii ani foarte multe probleme inclusiv s-a oprit de mai multe ori, nu a mai funcționat rețeaua, chiar și anul acesta, prin parcă februarie, o să vedem imediat în raport, rețeaua nu a mers timp de o zi și ceva, peste tot unde te uitai, pe Twitter, pe YouTube, toți dădeau de în efectiv, o vedeau un chain mort, o rețea proastă, nu este stare nici să funcționeze, celelalte rețele, concurenții ei încercau să se ridice ca să zic așa peste problemele ei faptul că nu funcționa, degeaba ei se lăudau că este rapidă, dacă nu merge dacă pică tot felul de glume, glumițe, știți deja și de la alți youtuberi, colegi de breazlă, cum le zic eu dar eu tot timpul am urmărit și mi-a plăcut proiectul și de ce pe mine nu m -a ca să zic așa, nu m-a speriat, nu m-au speriat acele probleme care au fost în acești ani, pentru că am stat aproape de echipă, am urmărit foarte multe, nu știu cum să zic, Twitter spaces, când se discutau problemele ale celor de la Solana, inclusiv fondatorul, acesta care se ocupă cu partea tehnică, Anatolii Iacovenco prezenta care sunt problemele, unde au de lucrat și ce upgrade-uri fac, astfel încât să, ca să zic așa, să repare rețeaua. Și acum, ca să vă zic de ce au fost probleme atâția ani, era pentru că rețeaua nu era pregătită pentru cererea mare de date și de utilizare cu care s-au confruntat. Nici ei nu se așteptau să meargă atât de bine chain-ul pe NFT-uri, să fie atât de mare cererea, hype-ul din partea userilor. Și vă dați seama că, na, cei care sunteți artiști de meserie știți că nu poți să crezi de la bun început un program perfect, trebuie să tovi, să peciuiești, să repar ceva și până la urmă vă vine să credeți sau nu, în trimestrul 2 din acest an, Solana a avut 100% uptime, nici o secundă downtime. Nu știu câți dintre voi ați fi crezut că se va ajunge la acest lucru după toate problemele care le-au avut. Și, at Și acum, momentul de publicitate. Dacă vrei să ai acces imediat la videouri, să le vezi după ce le filmezi, să nu aștepți până la o săptămână să apară pe canal, sau vrei să-ți răspund imediat la mesaje, să nu te ratezi, să fii pe primul loc, chiar și în fața nevestei, devină membru pe canal, te costă 10 lei, stai o lună, nu îți place, te dezabonezi, nu cred că e o mare pagubă pentru tine dacă pierzi 10 lei, sunt sigur că ai pierdut deja mult mai mulți bani în cripto, ai link în descriere sau direct din canal. Acum hai să revenim la video. Atunci hai să vedem ce raport de performanță s-a publicat. Este un raport publicat regulat de Fundația Solana și să vedem ce spun ei. Hai să vedem, punem cu Google Translate sau nu, hai să încercăm prima dată să vedem cum traduce și dacă nu revenim în engleză. Ei spun că performanța rețelei Solana s-a îmbunătățit în prima jumătate a anului 2023, măsurată prin acest timp de funcționare raportul dintre tranzacțiile fără vot și cu cele cu vot, timpul de producere a unui bloc, tranzacțiile medii și maxime pe secundă. Îi spun că sunt introduse, adică introduse, sunt prezentate și diagrame și detalii la sfârșitul acestui raport și se prezintă toate upgrade-urile importante făcute pe Solana de la ultimul raport de performanță care l au publicat în Octombrie 2022 ar fi acest upgrade, versiunea 1.14 pe mainnet. S-au făcut, după problemele acestea din 25 februarie, când rețeaua nu a mai mers o zi și ceva doar datorită unui upgrade, s-au făcut foarte multe îmbunătățiri, cum își actualizează ei software. Au fost, a fost această lansare de Quick TPU, de QoS tot felul de local fee markets. Hai să revenim în engleză că traduce prostii. S-a introdus recent de câteva luni acest state compression. Este un alt fel de a stoca datele direct on-chain și scade foarte mult costul, de, ei spun că de ordine de magnitudine și cu acest state compression poți să -mi mintezi, fiți atenți, urechile ciulite, 100 de milioane de NFT-uri cu un cost de doar 50 de token Solana, înseamnă foarte, foarte ieftin și rețeaua continuă să fie, să zic, guvernată. Cei care procesează tranzacțiile sunt un grup mare de validatori din toată lumea. Este una dintre cele mai mari rețele descentralizate din crypto, Proof of Stake, și mai jos se prezintă mai multe statistici pe partea aceasta de descentralizare și sunt updatate cu data de 11 iulie 2023. Câți validatori sunt pe Solana? 1893 de validatori. Câte noduri RPC? Sunt 925. Care este coeficientul NACA, NACA moto de, pentru descentralizare? Eu sunt unul dintre cele mai mari din cripto, 33 câți developeri lucrează pe Solana activ, open source, ar fi 2053 de developeri, sume, valori foarte mari, atât pe partea de validatori, cât și pe partea de RPC nodes, chiar și pe developeri, stau foarte bine cei de la Solana, sunt pe locul 4 din total cripto din tot acest spațiu, coeficientul Nakamoto este printre cele mai mari, și acum, acum o să fac o paralelă, la fel ca și Benjamin și toți o dau cu un miliard de oameni. La fel văd că o dau și cei de la Solana, aceeași narrativă, ca un miliard de oameni să folosească și să ajungă pe Solana. Userii trebuie să aibă încredere în rețea, în capacitățile rețelei, vă dați seama. Și mai jos se prezintă mai multe metrixuri pe care fundația le urmărește ca să vadă cât de bine merge rețeaua. Și avem acest metric de uptime, cât de mult a fost rețeaua fără probleme, adică a procesat tranzacțiile, n-au fost downtime-uri. În luna ianuarie a avut 100%, în februarie a fost acel bug, v-am zis cu upgrade-ul, 97,19% a fost up rețeaua în acea lună. În martie 100%, aprilie 100%, mai 100%, iunie 100%. Aici, ca să nu știți, imediat vă explic ce înseamnă acest voting to non-voting transactions. Solana are un mecanism diferit, e acest proof of history al lor. Și atunci, validatorii ca să mențină chain și să proceseze rețeaua, comunică între ei. Și sunt acest vote transactions, când ei efectiv își trimit în trei tot timpul tranzacții care se plătesc în token Solana, evident, și non-voting, care nu au legătură cu consensul rețelei, sunt efectiv tranzacțiile userilor, când noi, nu știu, facem un transfer, facem ceva pe DeFi, nu știu, mintăm, vindem, cumpărăm un NFT, acele sunt tranzacții reale care se pot compara cod la cod cu celelalte chain -uri. Și ce putem vedea, cum arată partea aceasta de roșu, ar fi Voting Transactions, adică ale validatorilor. Și cel mai fi important, partea aceasta de block time, cât timp durează până se produce un bloc. V-am mai explicat în alte videouri, o să mai reiau încă o dată, ca să înțelegeți și ceilalți care v-ați abonat pe canal și vă mulțumesc pentru încredere. Acest block time este timpul necesar, astfel încât să se creeze un nou bloc pe rețea, adică tranzacțiile tale se publică într-un bloc, după aia un, vin următorul bloc, vin alte tranzacții, la fel ca atunci când tu te duci la, să nu mai zic Lidl, când tu Lidl, să nu credeți că obsedat de Lidl, mergi la Kaufland, scos cardul, dai la POS, acel block time, timpul până ți se procesează plata, să ți apară pe POS aprobat sau fonduri insuficiente, depinde de câți bani aveți, este acest block time, ca să înțelegeți voi, cu cât este mai mic, cu atât rețeaua este mai rapidă, cu atât timp durează mai puțin timp, tranzacțiile tale să nu mai aștepte, să le vină rândul să fie publicate pe chain, pe ledger și aici la fel se prezintă cum fluctuează, vă dați seama că nu normal în teorie, Solana are un block time de 0,4 secunde, adică sub jumătate de secundă, ce ar voi să știți cu acest upgrade mare care va veni din partea celor de la Jam Crypto cu acel Fire Dancer, alt client de validator pentru Solana, făcut pe C. Vor să scadă acest block time cu încă, 50 la, încă 100%, adică de la 0,4 secunde la 0,2 secunde, să fie de două ori mai rapidă, să dureze mai puțin când ai pus cardul la POS și deja ai primit confirmarea, tranzacția ta a fost procesată. Și aici se prezintă la fel în acest raport care a fost acest TPS, tranzacții pe secundă, care ar fi media, care a fost maximul înregistrat de rețea. Aici sunt tranzacții reale, nu sunt cele care se referă la voturi. Au avut picuri până la aproape 4184 în 5 martie și ulterior a mai scăzut spre 3000, deci între 3000-4000 cam atâta procesează pe secundă Solana. Este una dintre cele mai rapide monede din spațiul cripto. Acum, dacă e să, ne, să vă zic comparativ, Hedera, de deci ce luni bune, face mai multă decât Solana, este un așa de câteva luni o nebunie pe Hedera, dar hai să nu divagăm, să rămânem totuși la Solana. Și ce putem vedea, cum au fost tranzacțiile, TPS-ul de la începutul anului 2022 până acum și cu portocaliu ar fi cele de succes. De seama că sunt și tranzacții care iau fail și nu se procesează și albastru ar fi maxim TPS. Și aici se prezintă ce upgrade-uri s-au făcut astfel încât rețeaua să suporte aceste perioade de trafic intens și de cerere mare din partea rețelei. Și ei spun că în 2022 rețeaua Solana, v-am zis, n-au avut acele probleme tot anul, au experimentat mai, put mai, multe scăderi în performanță și outages datorită activității elevate, foarte mari, în cadrul acestor, acestor minturi de NFT-uri și atunci developerii au venit și au schimbat efectiv felul în care rețeaua se comportă, au trecut pe alt sistem de transfer al datelor între servere și între tot tot ce înseamnă hardware, acest Quick, puteți căuta, este un, un sistem implementat de cei de la Google și ei au mai implementat la fel Stake Weighted QoS și foarte important acest Localized Fee Markets, să vă explic. Dacă ar fi o nebunie, să pe partea de NFT-uri, să pe Ethereum, acolo nu contează orică NFT-uri, orică faci DeFi, orică doar transfer ceva toate merg pe același canal de, de procesare tranzacției. Și atunci, în nebunii, facem cu NFT-uri, bubuie fiurile pe Ethereum, orică faci DeFi, orică faci orice, toate se duc la cer. Și cei de la Solana au venit cu o abordare diferită, care mi se pare cea mai bună abordare. De ce să sufere, nu știu, cineva care doar trimite Solana, nu știu, de pe Binance, altundeva, cineva care doar face DeFi, dacă e o nebunie pe NFT-uri, hai să facem piețe localizate, cum zic ei, fee markets, unde e nebunia pe NFT-uri, în acea zonă trebuie să o localizăm, acolo creștem proporțional fiurile, dar unde doar se fac transferuri, unde doar este DeFi, să fie taxele la fel de mici, foarte jos, să nu impacteze, nu știu, o nebunie de pe NFT-uri, pe DeFi sau ceva de pe DeFi, pe NFT-uri. Foarte tare abordarea asta îmi place foarte mult. Ceva similar există și pe Aptos și pe Sui. Sui este chiar la un nivel mai sus, aș zicea, decât Solana, acest procesare paralelă pe tipul de, ob de obiect. Dar, într-un alt video, acum v-am zis, am pus pe comunitate, m-am apucat de a vă dura ceva, fac un video comparativ între Aptos și Sui Network, și acolo o să prezint ce vreau să zic acum. Aici explică ce înseamnă toate aceste lucruri, cum eu v-am zis așa în mare. După acest outage de cacao sincer aici, cumva na, nu mi-a plăcut nici mie, adică înțeleg nu, au fost probleme până a reușit să rezolve partea aceasta, că era o nebunie pe NFT-uri și da, nu pot să repare o rețea de azi pe mâine. Știți și voi cât de mult durează să upgradezi un cod sau no, vorbiți cu prieteni care aveți în IT, dar efectiv tu să faci un update și să nu îl verifici cum trebuie și doar din cauza acelui update tu să bușești toată rețeaua. Aici a fost, dacă mai țineți minte, emisiunea aceea de pe Prima TV, rușinică, rușinică, dar și-au învățat lecția și atunci ei fac foarte multe upgrade-uri acum pe testnet înainte să mai upgradeze ceva pe mainnet. Fac, au făcut foarte multe optimizări pe partea aceasta de tooling pentru restartări manuale. Deci, înainte când trebuia să restarteze rețeaua la aceste baguri, trebuia să comunice toți validatorii, să facă un snapshot unde au reușit ei să se oprească din procesare și să găsească un ceva comun și de acolo să recreeze rețeaua. Și acum au făcut un proces automat, fiecare validator trimite automat un snapshot și atunci și dacă vor mai fi baguri pe viitor. Am bătută elen, sper să nu mai fie. Va fi mult mai, rep, mult mai rapid și mult mai ușor să repornească rețeaua și să facă rollout-ul back, cum ar veni la fostul soft, care mergea bine și așa mai departe. S-au mai lansat aceste upgrade-uri, 1.14.17, hai să vă arăt, acum deja e deja la 1.14.20, care s-a făcut recent, n N-a fost nicio problemă. Unde era, unde era, unde era. Hai să se încarce. Să vă arăt. Parcă pe aici se vedea. Hai să vedem. Uite, exact ce v-am zis. 1.14.20 în prezent. Este pe 82,6% dintre validatori. Și acum să revenim la raport. Foarte important chestia aceasta. Compressed NFTs și State Compression au ajuns NFT-urile să fie de la, fiți pe fază, de la 2400 până la 24.000 de ori mai ieftine decât erau înainte, aceste versiuni necompresante. Cum am zis și mai devreme, 100 de milioane de NFT-uri costă doar 50 de token sol. A avut loc migrarea Helium în aprilie 2023. Helium, dacă mai știți, sunt aceste hotspot-uri prin care recrează ca un fel de rețea 5G. Deja sunt în zone în America unde poți să te conectezi pe rețea lor pe telefon, poți să suni să faci ca pe o altă rețea. Cum v-am zis, s-au făcut progrese notabile pe acest Fire Dancer. Este un alt client de validator creat de cei de la Jam Crypto. Este o foarte mare firmă din America, din Chicago, și astăzi se vorbește deja despre al patrulea, de fapt, al patrulea client validator, dar al treilea independent ar fi cel, cum am zis, Fire Dancer, care este în lucru, cel nativ al echipei Solana și acum este încă o echipă, acest sindicat care vor să creeze un nou client de validator, scris în acest limbaj de programare ZIG. Mai, știți deja, nu sunt programator, doar așa mai cochetesc cât de mai citesc nu știu ce înseamnă zic, probabil. Hai să vedem. În fine, oricum, video acum nu este despre ZIG. dar ce e important, după cum vedeți, sunt echipe mari care lucrează în paralel și creează clienți de validator de la zero. Așa cum probabil, da, da, dar ce ne interesează pe noi, ce legătură are, fix, fix, păi hai să vă explic. Din tot acest spațiu cripto, din 26 câte mama lor de mii de monede erau, doar Bitcoin și Ethereum în prezent. Au mai mulți clienți, sunt de validatori în rest. Fiecare chain are unul singur făcut de echipă. În caz că are un bug, ăla pune rețeaua pe butuci. În caz că se întâmplă ceva, știți deja că au fost probleme în trecut și cu AVAX. Au avut ceva probleme și așa mai departe. Și la ce ajută când ai 2, 3, 4, 5, habar n-am cât de mulți clienți de validatori? Păi n-ai cum să ai același sau șansele sunt infime, 99,99%. ,99%. La 99% același bug, să fie și în clientul creat de echipa Solana, și în clientul creat de Jam Crypto, și în clientul creat de Sindica, care îl face în alt din limbaj de programare. Și atunci, la fel cum s-a întâmplat și pe Ethereum, acum câteva luni, când s-a oprit din procesa tranzacției, atunci au fost ceva baguri doar pe un tip de client de pe Ethereum, ceilalți nu au avut acea problemă și au putut să ducă rețeaua în continuare și atunci nu a fost un downtime foarte mare, ca să zic așa, dar când da ai un bug, cum a fost, zicem, în februarie pe Solana, pe clientul lor, s-a dus naibii toată rețeaua, ce să mai ducă, totul era pe un singur client, dacă era, să zicem, și Fire Dancer, pe 50% din validatori, aceea ar fi dus rețeaua până reușeau ei să repare, nu ar fi fost downtime, rețeaua mergea poate mai lent, dar nu crăpa, foarte important acest lucru. Avem tot așa foarte multe implementări și pe acest Tiny Dancer este primul client light de, de pe Solana. A plecat din, din, acest Grizzlyton Hackathon și ce înseamnă acest light clients sunt niște clienți software care pot să ruleze local pe device-uri foarte, ca să zic așa, nu trebuie să ai un Dita mai server, poți să meargă pe un laptop și astfel poți să conectezi, să te conectezi la rețea, să, să verifici state, state of ledger și așa mai departe. Cumva încearcă să aducă, să scadă nivelurile, cerințele ca să poți să procesezi și să fii un validator pe Solana. Și în aprilie 2023 Solana a devenit una dintre primele smart contracts ca și blockchain care își măsoară amprenta de carbon și este acest Trai Carbonara, deci de numirare. Este un startup independent care a lăsat acest site, solanaclimate.com, ca să poți să vezi impactul rețelei asupra, asupra, lumii, câte, cât CO2 emite. Deci, la fel, se mai... hai să vedem ce e important, ce inițiative mai sunt în viitor. Este foarte important să vedem spre ce direcție se, se aliniază cei de la Solana. Ei uh, au aceste documente, ei le zic SIMS, acest, aceste Solana Improve Documents, sunt niște documente care să te ajute cum să faci și să coordonezi mai multe echipe de development, de se fiecare lucrează cu echipa lor și cum să le unești, să unifici tot ce lucrează echipele, vedeți înseamnă nu este o singură echipă, sunt foarte multe, și primul SIMD acceptat este acest SIMD 33, Timely Vote Credits. Și aici explică ce înseamnă, vă să mai chestii în detaliu. Au fost upgrade-uri foarte importante și vor mai fi pe partea aceasta de, de turbină. Turbina este sistemul prin care procesează tranzacții, cum procesează în paralel tranzacțiile Solana. Vă dați seama, aici tot felul de chestii tehnice, dar până la urmă, din tot acest raport, unde sunt foarte mulți termeni tehnici, foarte multe noțiuni care poate pentru mulți ar putea părea greoaie, tot felul de quick, stake, în fine, ce trebuie să înțelegeți voi. Solana și-a reparat problemele care le-a avut datorită cererii foarte mare, nebunie de pe chain, mai ales în perioadele de NFT-uri și în prezent ați văzut de 4 luni, 100% uptime, dar asta nu înseamnă că cei din echipa sonară trebuie să se culce pe ureche. Este o competiție acerbă în acest spațiu și de la celelalte chain-uri, vă seama, toate vin cu chestii noi și atunci cum aici se prinsă la sfârșit, sunt multe inițiative prin care ei încearcă să se mențină, să inoveze în continuare acum așa ca să fac niște paralele și să leg puțin și cu videoul ce va urma între Aptos și Sui. Aptos și Sui Network. Mai numai așa un sequel. Puțin vă zic din video. Au ca și limbaj de programare. Este Move, care se consideră în prezent că este cel mai tare limbaj de programare. Este peste Rust, peste tot ce au celelalte chain mai vechi, ca să zic așa. Și ca să țină pasul cu viitorul. Solana a implementat de ceva luni bune. Se pot scrie și pe și în limbajul Move. daps-uri pe Solana, la fel și cei de la Avalanche, aceeași inițiativă. Acolo este chiar și un Samnet direct pe Avax. Și chestiile de genul mi îmi plac foarte mult, cum v-am prezentat și ieri în videoul cu Cristian Chifoiu, ne la sfârșit vă explicam de ce urmăresc pe YouTube, pe cei de la Solana. Era și acel limbaj de programare prin care era ca un compilator, prin care tu poți să scrii programe pe Solana folosind chestiile ce le folosești cei de la Ethereum, din Solidity, cumva se face tranziția. Și asta îmi place foarte mult la Solana, este foarte developer-friendly, la fel cum este și Nier Protocol. Ei încearcă să atragă developerii atât prin hackatoane, cât și prin tool tot ce le oferă, toate aceste, cum am zis, Solana, Improved Documents, limbaje, orice îți dau numai să vii să lucrezi pentru ei, să faci dubs pe Solana și dacă tu vii și crezi o aplicație foarte bună, cum v-am tot zis, la un moment dat o să vină și userii și este așa un cerc care efectiv se învârte la infinit, aduci developeri, aduci aplicații bune, vin userii, userii generează fiuri și așa merge bine la toată lumea. Cam atât despre acest raport. Dacă v-a plăcut videoul, puteți da și un like, chiar și un subscribe. Noi ne reauzim data viitoare.